Hello! Am ajuns la textul numărul 6. Traffic and orientation. Iar obiectivul acestei lecții este ca, la sfârșit, după ce înveți vocabularul specific, um, să fii în stare dacă te oprește un străin, să zicem, la tine în localitate și te întreabă cum să ajungă într-o anumită locație, tu să-i poți explica în engleză, mai dai și din mâini, dar să ai și o engleză rezonabilă și să cunoști expresiile potrivite, cuvintele necesare, ca să faci ca acea persoană să ajungă la destinație fără să se rătăcească pe drum. Da? Deci o minimă conversație pe care să o poți avea un, cu un străin care te întreabă cum să ajungă nu știu unde, fără să o iei la fugă de groază că vorbește cineva cu tine în engleză, fără să te panichezi, fără să dai prea mult din, din mâini. Poți să dai puțin din mâini, dar să dai și din gură și să zici chestii corecte în engleză. Hai să vedem. Text number 6, Traffic and Orientation este vorba de un mic dialog pe care eu îți recomand, așa cum îți spuneam și în, în lecția 090 și 091, unde mi-am permis să-dau ți dau câteva sfaturi despre cum să înveți mai bine limba engleză. Um, îți recomandam și acolo să înveți pe din afară texte, că sunt cele din manual sau că sunt alte texte, scurte, dar să fie și corecte, da, de pe internet sau din cărți, învață mici fragmentele în engleză pe din afară, pentru că vei reține foarte bine atât chestiuni de gramatică, cât și. Uh, cuvinte și expresii întregi, mici fragmente care îți vor veni automat atunci în gură, atunci când vrei să, să vorbești. Nici nu -o, o să știi de unde îți vin toate cuvintele astea, pentru că tu cândva le-ai memorat. Dacă poți, ascultă lecția în căști, de asemenea îți recomand asta tot timpul. Hai să-i dăm drumul și tu să reții cât mai multe din aceste expresii, iar dacă poți, învață pe din afară tot textul. Traffic and orientation. Traffic și orientare. Excuse me, sir. Do you speak English? Excuse me. Excuse me, sir, dacă ți-aduce aminte de la lecția de început despre uh, felul în care poți exprima politeța în limba engleză, uh, o să știi deja că excuse me este o formulă pentru a atrage atenția. Da? Excuse me, sir, uh, nu vă supărați, domnule, auziți, domnule, excuse me, madam, uh, dacă vrei să-ți ceri iertare, dacă ai făcut o prostie, ai greșit ceva, atunci vei spune I'm sorry, I apologize, please accept my apologies. Da, Cu excuse me nu-ți cere iertare, ci doar atrage atenția cuiva albați pe umăr sau de la distanță. Îi zici, uh, excuse me, auziți, nu vă supărați. Prin urmare, excuse me, sir, uh, nu vă supărați, domnule. Uh, Iertați-mă, domnule. Do you speak English? Vorbiți engleză? Yes, madam. Un american uh, care vorbește mai colocvial, așa, o să zică, ma'am. Forma scurtă americană pentru madam este ma'am, ma'am. Yes, ma'am. Yes, madam, dacă vrei să uh, vorbești așa mai îngrijit, mai academic. How can I help you? Cum vă pot fi de folos? How can I help you? How can I help you? How, zici un pic mai în figuri, în loc de how, how, how can I help you? I need to get to an ATM. I need to înseamnă am nevoie să, de fapt, trebuie să, um, se construiește pe baza verbului to need, a avea nevoie, verb regulat, need, needed needed și înseamnă trebuie să. Sinonim pentru asta avem expresia to have to și pot zice I have to get to an ATM, ceea ce am văzut cu vreo două lecții în urmă, cam așa, când am văzut acele cuvinte scurte, forme scurte, foarte simpatice, uh, foarte populare. Um, gotta, gonna și wanna, îți aduce aminte? Sper că ai văzut lecția. Și am văzut acolo că have to To, uh, e unul dintre numeroasele sensuri ale lui uh, get, da? Have to este sinonim cu have got to. Deci, I need to get, trebuie să ajung, I must get, un, un verb modal pe care o să-l facem nu-ți face griji, pare foarte greu, dar nu e deloc, I have to get, tot așa trebuie să ajung, I've got to get, toate înseamnă trebuie să. I need to get to an ATM. Trebuie să ajung la un ATM, get-to, unul dintre foarte numeroasele sensuri ale cuvântului get, ale verbului to get, got, got sau to get, got, gotten, get-to, să ajung la un ATM. Noi zicem în română, a intrat cuvântul deja în limba română și mulți spun ATM, e vreun ATM pe aici? ATM. În engleză zicem ATM, este un acronim pentru, cum ți-am scris aici, știi că ai vocabular corespunzător textelor. ATM vine de fapt de la automatic. Teller machine, dar zis rapid așa, automatic teller machine, automatic, vezi din nou tul de aici, dă în r, vibrat, T-ul vibrat dă în r, automatic, automatic, dar pot spune și automatic teller machine. Teller înseamnă de fapt casier. Este un post, un job într-o bancă, teller, cel de la ghișeu care lucrează cu publicul și face plăți. Dacă ai un ordin de plată și vrei să îl, să faci plata la ghișeu, te duci la teller și el te ajută. Deci casier, Banca, la bancă. Automatic teller machine înseamnă uh, bancomat. Do you know if there is one around? Do you know, știți, cunoașteți faptul că știți if, dacă there is one around? Există vreunul prin preajmă, there is este o expresie pe care am văzut-o cu câteva lecții în urmă um, și am văzut două expresii, una pentru singular, una pentru plural, there is și pentru plural there are, care înseamnă există, se află, este sau sunt. There is există, se află. Dacă există vreunul prin preajmă, round înseamnă rotund, around înseamnă prin preajmă, de jur împrejur sau în preajmă, în zonă. Știți dacă există vreunul prin, prin preajmă, în zonă? Sure. Un sinonim pentru sure ar fi, of course, sau definitely. Sure, sigur. Go straight ahead, mergi drept înainte. Poate știi că head înseamnă cap. Noi vom face împreună părțile corpului, dar mai avem un pic până acolo. Head înse înseamnă cap, iar ahead înseamnă înainte. E ușor să asociezi, asociezi head cu ahead, că te gândești mergi înainte, așa cu capul înainte, drept înainte. Ahead înseamnă înainte, back înapoi în spate și ahead în față înainte. Um, straight însemn însemnând drept, deci Go ahead, mergi înainte, sau go straight ahead, mergi drept înainte. Straight înseamnă drept, a straight line, o linie dreaptă. Uh, straight este, ca și caracteristică, um, uh, este opusul lui gay. Uh, gay știm ce înseamnă că a intrat și în limba română și straight înseamnă uh, heterosexual, okay? adică drept, normal. Um, Există și o linie de cosmetice pentru bărbați uh, și aftershave, uh, nu mai știu ce, spray așa, deodorant. Și uh, pe ele scrie s -t, -r s t r, 8 adică pronunțat straight, Opt se spune 8, straight, adică nu e gay, da? e pentru cei care sunt straight, straight. Da, aici straight înseamnă drept direct. Poți să-i spui cuiva, zim, zim drept, zim drept în față, adică fără ocoleșuri. Tell me straight, Zim direct. Go straight ahead, mergi drept înainte, and then turn the second street to the left. Și apoi, then, apoi, putem folosi sinonimul after that. After that, după aceea sau uh, uh, then, at, uh, apoi, turn the second street to the left. Avem right, drept, dreapta și left stângă. Right, left, right, left. Uh, și în armată, prin cântece, da? Right, left, right, left, right, left, yes? Left, stânga, right, dreapta, left. Um, unde am rămas? Aici, to the left. To turn înseamnă, e un verb regulat, to turn, turned, turned, înseamnă a întoarce, a răsuci sau a se întoarce. Uh, zic, de exemplu, turn around, întoarce-te, învârte-te, răsucește-te, -te, nu știu, să văd, să văd rochia sau dacă ți-ai luat o haină nouă, turn around, întoarce-te. Um, turn to the right înseamnă a face la dreapta. Într-adevăr, trebuie să te întorci ca să faci la dreapta, deci te răsucești, te întorci, mergi drept înainte și la un moment dat, turn to the right sau turn to the left. La fel de bine pot spune go to the right și go to the left. Aici am ales să spun turn. Turn to the left înseamnă fă la stânga, mergi la stânga. The second street to the left înseamnă a doua stradă la stânga. Noi am făcut împreună numeralul ordinal, cel care îți arată ordinea. Primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, ok? Sper că le știi deja. The first, the second, the third, the fourth, acele mici excepții. Good. The second street to the left. Fă a doua stradă la stânga sau întoarce la a doua stradă la stânga. There is a little park, there is, iată din nou expresia asta atât de folositoare în engleză, there is a little park, există un părculeț on the left side. pe partea stângă. On the left side. Side însemnând parte sau latură. Um, și uh, îl folosim pe side și în trotuar când zicem sidewalk. Dar o să vedem aici când ajungem la vocabular specific pentru city life, urban elements. Mai vedem în lecția următoare, care sper să fie mai scurtă, că parcă mă lungesc așa cu lecțiile astea. Parcă din ce în ce mai lungi. Mie mi îmi place să stau de vorbă cu tine, sper că și ție. Dar totuși timpul e limitat să le mai scurtăm nițel. Um, ziceam, there is a little park, există un parculeț pe partea stângă. Park înseamnă parc. Dacă punem little în fața unui substantiv, obținem diminutivul, părculeț. Um, nu ai altă variantă de a obține diminutivul, sau, um, așa oricum este foarte la îndemână. Zici carte, book, little book, carticică. House, casă, little house, căsuță. Girl, fată, little girl, fetiță. Ok, Deci e foarte la îndemână. Mai putem face diminutivul dacă adăugăm cât un Y în coadă, da? de exemplu duck Rață ducky, rățușcă, ok? Mai vedem noi. A little park, un parculeț. pot spune și un parc mic, da? Parculeț, pe partea stângă. Cross the street, traversează strada. Iată un imperativ, cross. De foarte multe ori când dai dire direcții, directions, give directions, adică orientezi pe cineva, dai indicații de cum să ajungă cineva la o adresă, trebuie să folosești imperativul, că îi spui, mergi înainte, fă la dreapta, traversează. În cazul acesta, to cross înseamnă a traversa. Cross, de fapt, înseamnă cruce. Și atunci e normal, dacă asta este strada și tu o traversezi, faci cruce, crucișezi, faci cruce cu strada. Yes? Deci cross the street înseamnă a traversa strada. Cross the river, a traversa râul. Cross a bridge, a traversa un pod. Bridge, ca jocul de cărți. Bridge, că formezi un pod. Așa, good. Cross the street, traversează strada, sau traversați, că își vorbesc la plural dacă e să traducem în română. Dacă vezi că madam e folosit sau sir sunt folosite într-un într -un dialog, e clar că dacă traduci în română, vei traduce cu formele de politețe, da? Că nu o să spui doamnă, mergi înainte sau domnule, dute, nu știu unde. Duceți-vă, mergeți, faceți. So, cross the street, traversați strada, and you will see, și veți vedea, iată viitorul, and you will see a blue building, o clădire albastră, with large windows, cu ferestre mari. O clădire albastră cu ferestre mari. Hai să vedem încă o dată. Cross the street, and you will see a blue building with large windows. It's an insurance company. Este o companie de asigurări. Company, company. Uh, insurance înseamnă asigurare, cea uh, din domeniul financiar. Da, insurance uh, to insure înseamnă a uh, asigura din punct de vedere financiar repet. You insure your car, you insure your uh, health, îți asiguri mașina, îți asiguri sănătatea, you, in, orice, da, you insure your house, îți asiguri casa, un bun în general, și insurance înseamnă asigurare. An insurance policy, o poliță de asigurare, policy. policy, Policy. Insurance policy, insurance company, insurance agent, agent de asigurare, companie de asigurări. It's an insurance company. Este o companie de asigurări. Right next to it, right next to it, imediat lângă ea, chiar lângă ea, right tocmai am văzut mai devreme că înseamnă dreapta. Go to the right, go to the left. Dar right mai poate fi folosit și cu sensul, pe lângă cel de corect, da? Right, bine, bravo! All right în regulă, foarte bine. Uh, adică all right înseamnă în regulă. Um, poate fi folosit right cu sensul de chiar. Right now, chiar acum. Uh, right here, chiar aici, right there, chiar acolo. Right next to it, chiar lângă ea, adică chiar lângă acea companie, chiar lângă acea clădire, uh, there is an ATM. There is, din nou folosim expresia, există, se află. Chiar lângă ea există un ATM. Next to este uh, sinonim cu near. Puteam spune right near it, chiar lângă ea, sau right next to. Pot să spun next to me, alături de mine, lângă mine, sau near me, sunt sinonime. Next to, near. Când revenim la prepoziții, pentru că noi am făcut, da, câteva așa poțintele și nu o să facem o grămadă de prepoziții, o să întâlnim din nou acest, pe acest next to. So, right next to it, chiar lângă el, there is an ATM. Există un ATM, există un bancomat. I see. I see, aha, um, see, noi știm că înseamnă a vedea, e, uh, putem folosi expresia I see cu sensul de aha, aha, bineînțeles că înseamnă văd, adică înțeleg ce-mi spui, e foarte lung să zici I understand, deși e perfect corect, poți să-i spui, oh, ok, aha, uh -huh, I understand, da, da, înțeleg, sau I see, I see, foarte frecvent folosit în limba vorbită, mai ales când ai un dialog cu cineva și din când în când vrei să punctezi, să nu-l lași pe la să, să vorbească singur și zici, aha, uh -huh, ok, I see, understand. Right. ok, Da, deci punctez cu chestii de astea, cu right, ok, Avem aici la sfârșit o chestie excepțională. Um, am muncit foarte mult la, la secțiunea asta connectors in speaking and writing, da, o iubesc, e fantastică și ai foarte multe expresii pe care să le folosești în scris, cuvinte de legătură pe care să le folosești în scris, dar mai ales în vorbire bine înscris, asta, când faci compuneri, când faci eseuri. E, și la sfârșit de tot, când e ultima secțiune, acele fillers, când îți cauți cuvintele, când vrei să buy time, să faci jos de timp, să cumperi timp, zic ei. Și iată toate aceste expresii, cuvințele care te fac să, să sune engleza ta foarte natural, foarte, cum să zic, ca și cum ai fi nativ. Și zici tu, well, um, right, now, You see, vezi tu, uh, you know, deci sunt foarte multe aici, alea aia, ajungem noi la ele, dar mai e ceva până ajungem acolo. Good. Uh, zicem, I see, aha, aha, da, 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 înțeleg, înțeleg, I see the second street to the left. Uh, repetă, doamna, da, după ce a spus omul, își repetă, ia minte, dar zice, de fapt, cu voce tare, aha, a doua stradă la stânga, da, da, da. I see the second street to the left. Thank you very much for your help, sir. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult for your help, pentru sprijinul, ajutorul dumneavoastră, sir, domnule. Iar tipul îi răspunde, you're welcome, cu plăcere. ți minte cuplul, thank you, you're welcome, thank you, you're welcome. Asta să-l visez noaptea, da? Thank you, you're welcome. You're welcome. Have a nice day. Să aveți o zi frumoasă. Vă doresc o zi bună. Have a nice day. Bye-bye. Bun, hai de acum să vedem și alte câteva expresii, pe unele le luăm de aici din text și altele sunt potrivite, cum spuneam, s-ar putea să ai nevoie de ele dacă direcționezi pe cineva și explici unui străin cum să ajungă într-o anumită locație în, în localitatea ta, la tine în zonă. Hai să vedem punctele cardinale, să le pronunți cum trebuie, Nord, Sud, Est, Vest, în engleză spunem North, North, South, east și west. North, south, east, west. Atenție că la north și south bași limba între dinți și spui th, th, th la sfârșit. North, tă cu limba între dinți. North, north. South, south. Vezi să nu scuipi, să nu stea cineva în fața ta că îl scuipi. North și south. pune te înveți bine cu sunetul ăsta, să-l zici natural, așa, fără să proști pe toată lumea. North, south. North, sud, east și west, west. Alright, astea nu sunt foarte grele. Ceva foarte interesant, cum să transforme aceste puncte cardinale în adjective. În română adaugi un ic și zici nordic, sudic, estic, vestic. Ei bine, terminația asta ic din română va fi în engleză earn, "-ern", earn. Și vei spune northern, southern, Eastern și Western, poate cel mai clar ca să ții minte e de la West, Western, West devine Western și, și sigur știi de filmele Western, adică filme cu cowboy, numai că noi zicem Western, un Western cu R-N așa românește, în engleză însă pronunți Western cu r Western, Western. E, acel urn îl adaugi peste tot și, atenție, o mică modificare pe care trebuie să o faci, north și south, care atunci când sunt simple, fără terminație, se, uh, au sunetul final th, îl vor transforma pe th-ul ăsta când adăugăm urn în th, și vom spune northern, th, th, th devine th. Northern, cu, d d d cu între dinți. din t cu între dinți, North și South, ele vor deveni Northern și Southern. Adică Nordic și Sudic. Northern, Southern. În rest e simplu, adaugi doar Earn, Eastern și Western. Le folosești mult în denumirea, nu știu, în denumire pentru anumite țări, pentru regiuni, pentru um, um, foarte des folosite. Northern Ireland. Northern Ireland. Irlanda de Nord, Northern, Northern, okay? Nu mai zicem north, zicem North, Northern, cu D. Um, sau, a Southern accent, un accent sudic, sudist, in sud. A Southern accent. Eastern Europe, Eastern Europe. Putem folosi Europe pentru orice fel de Northern Europe, Southern Europe, Eastern Europe, Western Europe. Europa de Est, Eastern Europe, Europa de Vest, Western Europe. Europe. sau the western countries țările occidentale, țările din vest okay? um, deci north, south, east, west iar adjectivele, caracteristicile din nord, din sud, nordic, sudic northern, southern, eastern, western um, ATM l-am văzut mai devreme și teller că înseamnă casier, ca job To go to the right, to go to the left, sinonim cu to turn to the right, to turn to the left, a face la dreapta la stânga sau a merge la dreapta la stânga. To cross the street, de asemenea am văzut în text a traversa strada, nu uita, cross, că faci cruce, da? To make a cross, de exemplu, a face o cruce, aș face cruce. Uh, cruce, cross, știi poate din uh, The Red Cross, crucea roșie, cross. um to go straight ahead sau doar to go ahead, a merge înainte, go ahead, go straight ahead, a merge drept înainte. Uh, to turn, back, se arnă se a merge înapoi, to go back, la fel, turn sau go. Um, apoi, pentru a lua un mijloc de transport, folosim verbul to take, a lua, to take to taken. Și zicem to take the bus sau to take the trolley bus to take the tram, a tram tramvaiul, to take a taxi, sau v-a taxiul sau un taxi, Pot spune take a taxi sau take the taxi, a luat taxiul, a luat un uh, taxi. A taxi, taxis, au cab. you know, pentru taxi, este cab americanisit cab for the frequent yellow cab, celebra uh, firmă de uh, taxiuri din New York. Uh, A te urca sau a coborâ dintr-un mijloc de uh, transport este o expresie pe care noi am întâlnit-o la sensurile multiple ale uh, verbului get și zicem to get on the bus, a se urca pe, în autobuz, ei spun urci pe autobuz, ca și cum e platforma mijlocului de transport și to you, you get on the bus, a coborâ, get off, get on, get off, a urca, a cobori, get on the bus, get off the bus get on the tram, get off the tram a să urcă în tramvai, a din tramvai get on the taxi, get off the taxi a să urcă în taxi, a din, din uh, taxi to ask for direction înseamnă a cere informații a întreba pe cineva cum să ajungi la, la o anumită adresă și oprești pe cineva de exemplu, dacă nu știi tu cum să ajungi nu știu pe unde prin străinătate și zici excuse me, da, ea trage atenție excuse me sir sau excuse me madam sau nimic, doar excuse me uh, can I ask you for direction can I ask you for direction, pot să vă cer uh, uh, ajutorul, să mă direcționați, pot să vă întreb cum să ajung undeva, can I ask you for direction, sau so, can you direct me, puteți să mă direcționați, zic ei, um, can you direct me to, puteți să mă îndreptați către, să -mi spuneți cum să ajung la nu știu unde, o să vedem imediat aici. Um, stație de autobuz sau de troleibuz sau de tramvai se spune în engleză foarte curios stop. Stopul știm că înseamnă se opri sau oprire, stop. Deci, uh, stație de autobuz se spune bus stop sau trolley bus stop. Uh, stație de troleibuz sau tram stop, pe când station uh, care este un prieten fals, station, am avea impresia că station înseamnă stație. E bine, nu, station înseamnă gar. Trebuie să reții chestiile astea că sunt niște prieteni falși, da? Uh, railway station, gară de cale ferată sau air station, aerogară sau subway station, stație de Uh, metrou, subway, însemnând metrou. La subway, subway e un, e un americanism, americanii folosesc subway, dar pot spune și underground, cum spun uh, britanicii, sau tube, cum zic londonezii, the tube, take the tube, e, uh, e metrol, the tube, tube. tube. Um, deci, station gară, și dacă zici de multe ori așa, în cap, railway station, railway station, reții, sau pot spune în loc de railway, dacă ți se pare greoi, uh, cale ferată, pot spune train, train station. Gară de trenuri, gară, da, gară de cale ferată. Train station, train station, railway station. Și atunci reții că station înseamnă gară, iar stop înseamnă um, stație de autobuz. I will wait for you in the bus stop. O să te on the bus stop, o să te aștept în stația de de autobuz. Trolleybus. Iată ceva foarte interesant aici. Um, chiar vreau să-ți spun, e, ia să fac eu rost de o bucățică de hârtie să găsesc pe aici, să-ți arăt, da, uh, ceva foarte interesant, ceva ce uh, noi românii pronunțăm de foarte multe ori greșit. Văd aici trolley, trolley. Terminația asta EY pe noi ne uh, cam tentează să o citim ca atare, E bine în engleză nu, ea va fi pronunțată i trolley trolley. Noi normal zicem troleibuz, troleibuz, uh, troleu, troleibuz, uh, trolley. Nu zicem tro, trolley, nici nu vreau să-l mai zic greșit. Și avem foarte multe cuvinte de genul ăsta. Ia uite, o să te, o să te surprind un pic. Cum zici tu, sau cum zici ei până acum, orașul ăsta din Australia? Cum îl pronunți? Nu e așa că ți vine să zici Sydney, ceea ce ar fi greșit? Sydney, Sydney, terminația e Y, în engleză este doar I, nu ei. Deci nu mai zice ei la cuvintele donate în y. Sydney. Uh, in Australia. Yes, Sydney. Sydney. Uh, te uiți uh, pe canalul de desene animate. Disney. nu e așa că îți vine să zici ei, Disney. Disney Channel uh, de la Walt Disney. Yes, desenatorul Walt Disney. Disney. Nu Disney. Disney. Uh, ce mai avem? Alte cuvinte pronunțate greșit de români. Uh, Elvis, celebrul cântăreț. Elvis press. Te mănâncă gura să zici limba, să zici Presley. Ei bine, nu, e Presley, Presley, Elvis Presley, Walt Disney, Sydney, Trolley. Uh, poate joci volei, da? Și zici în engleză, iar te tentează rău să zici volei ca în română, dar n-ai voie, trebuie să zici volley, volleyball, volley. Oricât de ciudat o suna, trebuie să te obișnuiești cu asta, volleyball, volleyball. Sau uh, cântăreața, nu prea mai acum așa. Era foarte populară în trecut. Uh, Britney Britney Spears. Yeah? Britney Spears. Spears. Britney Spears. Oops, I did it again. Cântece foarte um cunoscute uh, Britney, Britney Spears, Valley, Presley, Disney, a Sydney, trolley, ya dan. da, deci să rețic chestia asta și zici, trolley bus. Trolley bus stops our railway station. Opposite, folosit aici în text, înseamnă vis-a-vis -vis, de dincolo de opposite ceva. Opp opposite, scuze opposite ceva, vei, fără altă prepoziție. Vei, vei folosi pentru a spune vis-a-vis -vis de ceva. Noi spunem în, în română vis-a vis de, în engleză zici opposite opposite my office, vis-a vis de biroul meu, opposite the supermarket, vis-a-vis -vis de supermarket, opposite the railway station, vis-a-vis -vis de gar. Um, da opposite ceva nu zici opposite to sau opposite by sau altă prepoziție nimic Apoi, ziceam mai devreme că întrebarea pentru a ajunge undeva, întrebarea față de un localnic, să te direcționeze un pic, este How can I get to nu știu unde? Cum pot să ajung nu știu unde? How can I get to the zoo, de exemplu? How can I get to the center? Cum pot să ajung la grădina zoologică? The zoo, zoo. Cum pot să ajung în centru? How can I get to the center? How can I get to, how can I get to the airport? Cum pot să ajung la aeroport? Și aici apoi tu unde vrei tu să ajungi? How can I get to the Buckingham Palace? Sau unde, ce vrei să vizitezi? How can I get to cu tare? Cum pot să ajung la? Sau poți ruga persoana respectivă în alt mod, zici, can you show me the way to, nu știu cum, ia uite chiar Buckingham Palace, can you show me the way to, poți să-mi arăți drumul către, sau puteți să-mi arătați drumul către, nu știu unde, uh, the way to uh, Buckingham Palace, sau um, Trafalgar Square, sau nu știu ce altă Uh, Times Square, depinde unde, în Londra în New York, unde vrei tu să te duci, ok? Deci iată o grămadă de cuvinte legate de traf Traffic and Orientation trafic și Orientare, nu sunt toate, mai sunt multe, o să vedem în lecția viitoare pe scurt un mic exercițiu ca să mai adaugi câteva cuvinte la vocabularul ăsta urban și apoi o să fii pregătit să uh, eventual să faci exercițiul ăsta de aici să te distrezi și pe harta asta mică să direcționezi un străin și să-l ajut să ajungă de aici tocmai până la universitate sau tocmai la piață viața centrală sau la, nu știu ce, um, um, nu știu, aici, Irish Pub sau Public Library. Ok? Bine, ne vedem la lecția următoare cu City Life Urban Elements. Bye!